Iată încă o ediție specială de această dată. O să vă obișnuim și cu asemenea momente, pentru că informația trebuie să ajungă la dumneavoastră în cât mai scurt timp. Ori noi, cei de la Exclusiv TV, ne străduim să facem acest lucru. Astăzi o să avem o ediție specială în care domnul primar al orașului Slănic Moldova va face câteva declarații de presă în legătură cu situația din oraș, din Consiliul Local și așa mai departe. Vom vedea, de fapt, dânsul o să ne dea detalii, dar vreau să vă spun bun venit din nou la acest flash informativ al nostru. Astăzi, bună. Sâmbătă. Da, sâmbătă. Bună ziua, bine v-am găsit. Îi salut și pe cei care ne urmăresc acum și pe cei care vor vedea acest material. Mă bucur că m-ați primit aici să pot explica. Materialul filmat este mai ușor de urmărit, mai facil. Da, desigur că localitatea noastră trece acum printr-o situație mai delicată. Nu delicată neapărat. E și an electoral, trebuie să le spunem, da, telespectatorilor noștri. E un an în care, sigur, dezbaterile iau o amploare mai mare. În comunicarea mea electronică cu cetățenii, i-am scris unui tânăr că a început boncănitul politic. Foarte bună metaforă. Da, este o perioadă, într-adevăr, în care lumea se gândește la următoarele alegeri, la echipa din care va face parte, ceea ce nu este rău. E normal ca... Ar fi bine ca cât mai mult să aibă opțiuni politice corecte și să intre în echipe politice, să ne concurăm pe idei, să ne concurăm pe aspecte care să aducă plus în localitatea noastră. Aș vrea să rămânem la situația creată de joi încoace, de când am cerut public demisia domnului viceprimar și a directorului de școală. Deja directorul instituției de învățământ și-a depus demisia de vineri. Am informația de la inspectoratul școlar, ceea ce este o formă foarte corectă de abordare. Atunci când greșești, trebuie să îți asumi. Dacă îmi permiteți, vreau să fac o intervenție aici, peste tot, pentru că știți foarte bine, noi filmăm în peste 60% din UAT-urile din județul Bacău. Noi, ca televiziune, am apreciat foarte mult când am văzut primarul lucrând foarte bine, făcând o echipă cu viceprimarul. Dar nu am agreat niciodată atunci când am văzut că viceprimarul face o altă strategie, o altă manifestare, un alt comportament. De aceea chiar suntem foarte curioși să vedem de ce și care ar fi motivele pentru care s-a ajuns. Sigur, primul motiv ar fi că e campanie electorală. Evident. Da. Vin ordine de la partid și așa mai departe. Dar dați-ne dumneavoastră mai multe detalii. Acest lucru ar fi de înțeles dacă noi am fi din partide diferite. Eu am candidat și l-am invitat pe domnul Moraru Benone să vină în echipa mea și am câștigat împreună primăria și majoritatea în Consiliul Local la Slănic Moldova. Am convins electoratul împreună și mi-aș fi dorit ca împreună să și încheiem acest mandat, pentru că nu este scopul meu să înlătur pe cineva. Dar nu vreau să stabilească altcineva sau să impună sau nici măcar să nu s-a pus problema să impună ceva, ci lipsa de activitate, de implicare este motivul principal pentru care am ajuns aici. Și o să fac un scurt istoric. Vă rog. Imediat după ce domnul Moraru a fost propus de mine viceprimarul localității și consilierii au fost de acord și au aprobat,
să ajungă viceprimar, am discutat ce sarcini să preia. Și aproape 2 ani de zile s-a ocupat de apă, canal și s-a ocupat de salubritate. Perioada în care nu am fost mulțumit. Și de fiecare dată când nu eram mulțumit, îi spuneam: uite, nu-i bine așa, uite, mergi, hai să facem asta, hai să facem asta. Da, știți că nu știu ce, că nu vreau să deranjez. Nu poți să faci performanță fără să deranjezi un angajat, fără să deranjezi un cetățean, dacă este cazul. În fine, după care, anul trecut, în luna martie, m-am gândit că ar fi bine să-i deleg niște responsabilități. Clar. Prin dispoziție de primar. Am făcut dispozițiile de primar, am delegat responsabilitățile, gândindu-mă că în felul acesta o să conștientizeze că, fiind delegate responsabilitățile, crește și obligațiile dumnealui, cresc obligațiile dumnealui către această delegare. Este absolut normal, pentru că toate UAT-urile cam așa merg lucrurile. Da. Ce am făcut? Am delegat responsabilitățile pe câteva capitole. Spre exemplu, am delegat pe domeniul, inventarierea domeniului public și privat. Avem niște probleme foarte grave în zona campingului, cu concesiuni, cu terenul, unul ocupă mai mult, mai puțin, mai mergeți și faceți ordine acolo. Am avut întâlniri săptămânale cu el și cu echipa, așa mai departe. Îi împingeam de la spate. I-am delegat responsabilitățile pe control comercial. Tot timpul venea și îmi spunea: da, haideți să fim bine și cu ăla, hai să fim bine, doamne, dar eu sunt bine cu toată lumea. Eu nu am venit aici să mă cert cu un agent economic în condițiile în care el este corect și am semnat autorizația de funcționare. Sigur. Și mergem în continuare pe regulament, pe ceea ce, pe legislație, așa cum spune. Și i-am delegat asta gândindu-mă, i-am și spus: băi, poate tu vezi lucrurile altfel, uite, ai responsabilitatea asta și mergi și îți fă datoria. Da. După care am delegat, adică tot atunci, în dispoziția primară, am delegat responsabilitățile vis-a-vis de serviciu voluntar pentru situații de urgență și pe mediu. Am considerat că ele sunt undeva activități în teren care s-ar putea susține, mergi în teren, vezi și o problemă de mediu, vezi și de inventariere și celălalt. Și tot timpul am încercat să monitorizez această activitate și tot timpul îi chemam și pe el și pe ceilalți și spuneam: hai să vedem ce status aveți, cum s-a parcurs. Ajungem în septembrie, octombrie, când un refuz total, am obținut un refuz total de colaborare. Am convocat o ședință a noastră acolo, politică, și am atras atenția că lucrurile nu sunt în regulă și că trebuie să schimbe modul de abordare atât în relația cu mine cât și față de poziția pe care o ocupă. Un viceprimar la Sălii Moldova cheltuie cu venitul unui viceprimar, cheltuiala brută este peste 10.000 și ceva de lei. Viceprimarul primește un salariu, da? Deci el nu este acolo, el nu face benevol, da? Așa. Și banul public trebuie chipsuit, banul public trebuie... Hai să vedem cum se repercutează în progresul comunității noastre această activitate. Am atras atenția și a luat angajamentul de față cu colegii că o să-și schimbe comportamentul, că nu știu ce. Nu a reușit să facă acest lucru. Tot am continuat, tot tolerant, așa, zic, mai nu crezi un scandal, suntem din același partid. Eu vă știu pe dumneavoastră că întotdeauna căutați soluții și nu veniți. Am văzut și în Consiliul Local, aveți un comportament echilibrat, știți să vorbiți civilizat. Eu chiar nu înțeleg de ce s-a ajuns aici. Sunt alte interese, dar eu nu vreau să coborâm la nivelul acesta, vreau să rămânem la strict, să înțeleagă cei care ne urmăresc cum s-au întâmplat lucrurile concrete. Lucrurile. Da? Tot așa au evoluat lucrurile, tot nu ne-am înțeles, tot felul de injurii. Am mai auzit că în momentul în care se întâlnea, comenta că principalul obiectiv este să-l distrugă pe primar. Principalul obiectiv, nu știu de ce, dar așa și-a propus dumnealui. Totul a culminat săptămâna acum 10 zile, când a venit o persoană la mine și mi-a arătat o conversație între directorul de școală și viceprimar, care privea instituția primăriei și primarul, dar și instituția. Acest lucru are două componente. Componenta de privat, în care nu intrăm, nu ne interesează cine cu cine se împrietenește sau cine cu cine se întâlnește, dar ne interesează că atât timp cât viceprimarul primăriei Sălii Moldova ajunge la școală, el reprezintă instituția.
Sigur. Și comportamentul lui în școală este imaginea instituției reprezentată de viceprimar. Viceprimarul făcea parte din Consiliul de Administrație, nu? Nu, nu, nu făcea parte. Deci poate chiar își căuta de treabă, nici măcar nu avea sarcină. Poate chiar sarcină. O depășire a atribuției pe această zonă. Da, nici măcar nu avea sarcină în delegarea de responsabilități, nici măcar nu avea sarcină să răspundă de deci educație. Aveți consilieri numiți în avem Consiliul doi Local. Consilieri și eu am un reprezentant al meu și Consiliul Local a numit doi consilieri în Consiliul de Administrație. Și el nu avea treabă acolo, căuta tot felul de motive să ajungă acolo. Nu mai intrăm în detalii în asta. Ce am constatat eu din aceea comunicare, că este denigrată instituția. Sunt denigrat și eu, dar și instituția. Și atunci am avut o discuție cu dumnealui între patru ochi bărbătească. Așa ceva nu se face. Te rog să îți depui demisia din funcția aceasta, te duci, îți faci echipă, campanie, vin alegerile, ai câștigat alegerile, ți-am strâns mâna, succes, tot sprijinul, sigur. Da? Pentru poate că așa este civilizat, indiferent cine o să ajungă poate primar de stănic, la chestiune, dacă da. Eu nu reușesc să obțin acest mandat, înseamnă că cetățenii sunt nemulțumiți de activitatea mea și, normal, eu o să fiu, poate, primul, după Revoluție în stănii Moldova, care o să particip la investire, care o să mă cer o întâlnire cu primarul, să-i explic ce am făcut până acum, să-i dau toate informațiile, nu cum am primit eu, numai tot felul de secrete și am muncit foarte mult numai să înțeleg ce s-a întâmplat în primărie. Nu o să fac acest lucru. I-am propus-o-le. Du-te, uite, liniștit, îți faci, sunt 3 luni de zile, îți faci echipă, îți faci campanie, dacă lumea are încredere așa. Și solicitarea mea atunci în privat, între mine și el, a fost să-și depună demisia ca să nu aduc în discuția Consiliului Politic Local. Dar mai grav a fost, pentru că înainte cu o lună de zile, i-am trimis o adresă prin care i-am cerut să-mi prezinte raportul de activitate pentru anul 2019. Știți că la sfârșitul, până la sfârșitul lunii martie, legea obligă primarul să prezinte un raport în fața consilierilor locali, care este și public, l-am publicat în fiecare an, al activității din anul 2019. Și eu mă trezesc după câteva zile cu o adresă în care îmi spune așa, că în conformitate cu dispozițiile pe care el le-a primit de delegare de gestiune, de responsabilități, mă scuzați că sunt obișnuit cu delegare de gestiune, de responsabilități, în dicționarul explicativ al limbii române, delegare înseamnă că din momentul acela eu îl responsabilizez pe el fără niciun fel de... Adică să nu mai aibă nicio răspundere. Nu mai are nicio răspundere față de delegatar. Nu e așa, eu știu că nu e așa și toată lumea știe în legea 215 administrației publice locale, spune foarte clar, dar dumnealui și semnează prin asta, este clar că și-a semnat, practic, a semnat un document în care face dovada că el nu mai are niciun respect față de politic, față de instituția e o subordonare politică de instituție, adică odată față de lege și doi, față de colegii din Consiliul Local față de mine. Sigur. Și față de cetățeni. Și față de cetățeni. Eu aveam de gând să suplinesc acest document, adică să-l întocmesc eu, ceea ce dumnealui trebuia să-mi dea. Am cerut la toate compartimentele același lucru. Cum i-am cerut viceprimarului să-mi dea raportul de activitate, așa am cerut la buletine. Câte buletine s-au dat, câte certificate de naștere, câte căsătorii, că așa se face un sigur, raport. Sigur, telespectatorii știu că noi chiar zilele astea am prezentat din mai multe OAT-uri, mai multe comune, da, și orașe, acele raporturi. Deci ei știu exact că trebuie atât raportul viceprimarului al compartimentelor, proiectelor, cât s-a cheltuit, cât s-a... și așa mai departe. Deci ceea ce ne-a spus dumneavoastră până acum este chiar firesc. Legea spune că primarul prezintă raportul de activitate. Sigur. Nu vine fiecare compartiment sau viceprimarul are raportul pe, pe bază la ceea ce subordonații din aparatul primării.
Nu, a scris că nu are, practic a semnat că nu are niciun fel de subordonare, nu are niciun fel de respect. Păi asta e egal cu o demisie, cum a devenit. Așa s-a întâmplat, ce, desigur. Da. Și a culminat cu acest moment. Eu m-am dus la el și am spus, uite, depuneți demisia frumos, din momentul acesta e clar, din dovada am toate informațiile astea, le-am, nu o să le dau publice, pentru că sunt discuții private între persoane și nu intrăm privat, nu e treaba mea, încă o dată, cine cu cine se întâlnește și ce discută. Atâta timp cât nu afectează instituția pe care o reprezint. Sigur. Dacă mă afectează pe mine ca persoană, atunci trebuie eu să mă apăr, atâta timp cât a fost afectată instituția, am publicat, după ce el nu a vrut să facă amiabil acest pas, am publicat pe pagina de Facebook a primăriei solicitarea mea publică ca primar al localității pentru acest, pentru a-și depune prezenta demisia. Da, da. Și atât viceprimarul, cât și directorul de școală. Din această cauză, apropo, că sunt comentarii, că ne bălăcărim în public, nu ne bălăcărim, am postat pe pagina primăriei, pentru că a fost o solicitare a primarului, nu a lui Gheorghe Baciu. Pe pagina mea îmi spun părerea despre persoana fizică. Sigur, dar dumneavoastră aveți obligații față de cetățeni să prezentați aceste lucruri. Și nu toți asta înseamnă transparență până la urmă. Desigur. Da. Au fost tot felul de comentarii. Ce vă spuneam? Vineri, directorul de școală și-a depus demisia, a înțeles că dacă a greșit trebuie să plătească și inspectoratul să numească un alt director de școală, dar tot vineri s-a întâmplat, s-a confirmat de fapt că dumnealui joacă dublu. Vreau să vă întreb aici, mențineți-vă ideea, directorii de școală au voie să facă politică? Să facă... Nu au voie. Păi tocmai de-aia probabil că... Și vreau să vă spun că eu am primit informații că măsuri. Și în Consiliul de Administrație se comentează acuzatoriu la adresa mea și a primăriei. Și nici funcționarii publici și nu au voie să facă politică. Acum, rămânem la nivelul acesta, pentru că nu e cazul să dezvoltăm concret ce s-a întâmplat acolo. Eu am argumentele și oricând voi fi întrebat voi fi anchetat, am toate probele în acest sens. Nu, veți fi întrebat. Întrebat. Până atunci, nu, deja s-a lansat în spațiu public că o să răspund în fața legii că am încălcat libertatea de exprimare a unei... Deci, concluzionând, ați solicitat viceprimarului demisia pentru încălcarea și lipsa de activitate de sau, implicare, sau de activitate defectuoasă, da, la da, ceea ce da, era obligat și primea un salariu pentru chestiunea asta. Acum, cu directorul școlii, cum a fost procedura? Cu directorul școlii nu este competența mea. Așa. Doar am cerut în acel comunicat inspectoratului școlar județean să analizeze cazul și să ia măsurile ce se impun. Și bineînțeles, s-au luat măsurile. N-am avut față în față o discuție. Dânsul deja este înlocuit, inspectoratul școlar. Da, am înțeles școlar. Că inspectoratul a numit un alt director. Un bărbat sau o femeie încă... Păi, înseamnă că, da, eu știu de obicei, bun, că inspectoratul școlar nu ia măsuri de acest gen decât dacă au probe sau dovezi că s-a încălcat statutul unui director de școală. Nu cred că cineva își depune demisia de dragul de a... Se face o anchetă la nivelul inspectoratului. Bun. Încă o dată, nu este de competența mea ce face directorul de școală. Dar acele lucruri de care spuneam au fost coroborate cu activitatea viceprimarului. Bun. Deci în legătură cu joi asta. Joi am avut ședință de comisii la Consiliul Local, unde au participat 11-12 consilieri, unde am explicat că mâine la ora 15 avem ședința de comisii. Cum facem de obicei? Și am citit proiectele. Ședința ordinară. Ședința ordinară pentru luna februarie. Am adus-o puțin mai devreme pentru că aveam de luat decizii importante. Spre exemplu, trebuia să aprobăm bugetul. Da, nu se aprobă bugetul. Important, da. Nu putem lua decizii de pe achiziții. Putem funcționa, pentru că legea ne permite așa 1 pe 12 din anul precedent, dar nu este atât de simplu. Trebuia să aprobăm planul de investiții pentru anul acesta, un plan de investiții de 3 milioane de lei. Este primul an în care noi putem să facem așa investiții mari, pentru că am fost econom și am chipzuit banul public și am reușit să adunăm și să facem acest aspect. Și ce s-a întâmplat? Domnul viceprimar a sunat pe rând pe fiecare
consilier PNL, cel puțin, pentru că el se întâlnește acum și cu PSD-ul și cu asta. Și s-a întâmplat că din consilierii PNL doar 4 au venit la ședință. Da? Unul este motivat, doamna profesoară care avea anunțat din timp și președinte de ședință 5, dumnealui și încă 3 consilieri nu au venit, dar s-a văzut concubinajul ăsta politic că nu a venit niciun membru PSD, respectiv ceea ce eu am bănuit și am comentat tot timpul, s-a înfăptuit vineri. Asta crezând că îi fac mie un rău. De fapt, nu îmi fac mie un rău, ei frânează dezvoltarea localității, frânează niște planuri de dezvoltare care trebuiau puse în aplicare și o să mă gândesc și eu când o să convoc următoarea ședință de Consiliu și o să trebuiască să luăm și niște decizii politice consultându-ne cu forurile noastre superioare, pentru că vrei, nu vrei, când ești angrenat politic, ai un șef politic pe care trebuie să respecti, ai un statut politic, ai niște reguli pe care noi, dacă nu le înțelegem, nu suntem haiduci acolo în administrația publică locală, sigur. Mai ales consilierul local, că primarul, dacă nu mai are sprijinul politic, el ajunge primar independent, pentru că a fost ales. Dar consilierul local, când nu mai are sprijin politic, el pierde postul de consilier local. Da, cam asta s-a întâmplat. Eu sunt mâhnit de această situație. Pe de altă parte, sunt responsabil, încerc să mă descurc în situația dată și asigur cetățenii din Stănic Moldova că voi face maximum cât pot să rezolvăm problemele localității. Nu puține. Sunt probleme foarte multe, dar acest gest este un gest de iresponsabilitate politică. Trebuia să vii la ședință, să votezi pentru sau împotrivă. Avem diverse, știți foarte bine, se filmează, să faci o declarație, să-ți asumi sau să acuzi pentru ceva primarul, nu să întorci spatele cetățeanului, de fapt, pentru că el este acolo reprezentantul cetățeanului. Nu-mi întoarce mie spatele. Da? Asta este ceea ce am vrut să spun. Am toată disponibilitatea pentru dialog, am toată disponibilitatea pentru a reface echipa în măsura în care unii dintre ei vor, deja am discutat cu majoritatea, unii dintre ei nu o să se mai regăsească în echipa noastră, pentru că deja prin faptele lor au făcut au adus prejudicii imaginii noastre, echipei noastre, dar avem bucuria că foarte mulți oameni de calitate își doresc să vină și să facem o echipă puternică la Stănic Moldova, pentru că eu niciodată nu am cerut ceva pentru mine. Întotdeauna am cerut să dezvoltăm local, să reparăm. Știți foarte bine cum am găsit localitatea și da. Bucuria este că la momentul acesta nu avem nicio datorie, avem bani de investiții și putem să facem mai departe o administrație publică performantă. Despre asta o să discutăm și în partea a doua. Ceea ce este de remarcat e faptul că neparticiparea consilierilor locali la această ședință ordinară arată iresponsabilitate și o spun foarte clar, poate se vor supăra pe mine, dar știți că codul administrației locale este relativ recent, acolo sunt lucrurile foarte bine puse la punct, lucrurile sunt foarte clare, oricând ai de trecut un buget al Slănicului care, și o să discutăm în partea a doua, câte greutăți au fost la Slănic Moldova, greutăți pe care dumneavoastră ușor le-ați adus, le-ați rezolvat, le-ați adus în... Chiar le-am rezolvat, chiar le-ați rezolvat de pe... Pot face dovada asta. Exact. Neparticiparea la ședința de buget, cum spunem noi, simplificând situația, înseamnă că acești oameni arată iresponsabilitate față de cetățenii din Slănic Moldova. Ori un oraș, stațiune, cum este Slănic Moldova, are nevoie ca toți consilierii locali să vină, indiferent de culoarea politică, să vină, să voteze, până la urmă asta este rolul lor, pentru asta primesc bani, primesc câteva milioane de bani. Indemnizația de consilier local este maxim 10%,
Noi cheltuim aproximativ 1000 de lei, puțin peste 1000 de lei pe lună cu fiecare consilier. Da, că sunt el și primește, se impozitează, nu știu, 600-700, după noul cod administrativ este, nu mai primesc, înainte primeau pentru fiecare ședință, dacă aveam o ședință de comisie și o ordinară și mai făceam o extraordinară, atunci primeau puțin mai mult. Da. Acum se primește pentru cele două ședințe și chiar dacă sunt trei, el primește bani. E vorba de bani, domnul Ungureanu, dar aici este vorba de responsabilitatea consilierului local, care este legislativul localității. Se blochează niște proiecte ale... Bun, este dreptul lui să nu vină, dar s-a văzut pactul dintre colegul meu, da, care trebuia să fie sigur, alături de mine, de echipă, să mă susțină, să ne susțină, și PSD. Asta este foarte clar. Bine, am confirmarea unor colegi de-ai mei care au fost sunați să nu vină la ședință. Asta este, dimpotrivă, asta este instigare la o faptă care poate fi interpretată, poate duce chiar într-o altă zonă. Bun. Domnule primar, ideea este că oamenii trebuie să înțeleagă că atâta timp cât consilierii nu-și fac treaba, atâta vreme cât viceprimarul a intrat în campanie, că să le spunem lucrurilor pe nume, e campanie electorală, e clar, dar totuși, eu ca om de presă vreau să le aduc aminte oamenilor că până la noile alegeri, deocamdată domnul Baciu este primar la Slănic Moldova. Oamenii nu au apă la Cireșoaia. Pot alege, dar nu mă refer la cei care fac lucrurile astea. Pot alege, pot face dezbateri, dar nu așa. Pentru că aici eu mă despart de orice partid politic în momentul în care cetățeanul are de suferit din cauza unor consilieri sau viceprimari care nu-și fac treaba, ei trebuie să meargă până la cap, până în ziua alegerilor, ei trebuie să-și respecte meseria. Da. Aici nu ca să vă lau pe dumneavoastră sau să vă dau dreptate, dar acesta este adevărul. Și încă un lucru înainte de, că vom trece și la partea a doua, o să vă rog dacă o să mai aveți ceva de completat. La această masă, la Exclusiv TV, vin primari de la toate partidele politice. Așadar, eu mă aștept să fie anumite reacții la Slănic Moldova, mă cunosc cu domnii consilieri, dar le atrag atenția că atâta vreme cât nu se... Vreau să vă spun că și noi ne-am dus, am făcut un drum până la Slănic să participăm la ședință, am făcut drumul degeaba. Deci, până la urmă, și noi, și pe noi ca televiziune ne-a deranjat această lipsă. Eu acum nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar pot sugera că lucrurile astea se puteau prin dezbatere televizat, că dumneavoastră ne-ați se filmează acolo, el are posibilitatea să spună punctul de vedere cu profesionalism, cu argument. Argumentație. Vedeți, dacă n-ai argumente, nu mai cerci cu alte... Vreau doar să fac o precizare. Pe lista de investiții este o investiție vis-a-vis de apa la Cireșoaia, în cartierul Cireșoaia, sunt mari probleme cu rețeaua de apă care a fost făcută prost. Rețea făcută pe credit, din credit, de către guvernarea Șerban de la vremea aia PSD, și noi plătim dublu creditul, da, până în 2025, dar rețeaua a fost făcută prost. Și oamenii suferă din cauza apei. Noi am luat decizia și am investit, am făcut o parte în investiții în decembrie, urmând ca, gândindu-ne că o să reușim să pornim în sistemul acela de pompare, noi am pornit sistemul de pompare, numai că nu prea avem ce pompa, în sensul în care e o secetă cumplită și nu se adună atâta apă în bazinul de la Tudoreanu ca să putem porni pompele după planul nostru. Și atunci a venit o a doua etapă de proiect, care înseamnă o investiție de 107.000 de lei aproximativ, că încă nu s-a scos la licitație, dar estimat atâta este, într-un sistem de reabilitarea rețelei anumitor subcomponente, dar și instalarea unei pompe jos acolo care să umple bazinul și să putem deservi cetățenii cu apă, neschimbând conductele, că varianta propusă inițial, doamne, trebuie să le faceți rețeaua. Doamne, nu putem să le facem rețeaua, că nici măcar n-am achitat creditul. Bun, acest blocaj politic blochează
Exact. Nu pe primar. Blochează. Sigur. Cetățenii de la Cireșoaia și acești oameni o să răspundă cetățenilor, măi, de ce n-ai venit la ședință? De ce nu ai, te-ai documentat ce înseamnă investiția? De ce nu ai comentat? Da, doamne, nu este bună investiția dacă te pricepi. Că dacă nu te pricepi, atunci înseamnă că trebuie să consulți pe cineva. Noi avem specialiști și eu vă asigur că lucrurile se vor repara și nu cred că își permit consilierul local să blocheze până la finalul mandatului meu acest fapt și vă promit că dacă acest lucru se va întâmpla, voi veni de fiecare dată, vreau să mă primiți în emisiune, spun exact cu ce se poate confrunta o localitate, o să dau și numele celor absenți, ca lumea să știe și sper să fi fost doar o faptă din asta întâmplătoare, o acțiune întâmplătoare, să nu există un plan din ăsta diabolic de a-l frâna pe Baciu. Încă o dată, nu mă frânează pe mine. Eu sunt un om responsabil, o să-mi fac datoria până la capăt, dar dacă nu am aceste decizii ale Consiliului Local, atunci și eu voi fi limitat în performanța mea. Da, domnule primar, eu chiar mă bucur că ne-ați explicat cum stau lucrurile. Sigur, și noi ca televiziune suntem datori să prezentăm situația așa cum este la Slănic Moldova. În ceea ce ne privește, noi chiar vă invităm și vă rugăm până la alegeri să veniți cu drag. La curent cetățenii, pentru că pentru ei e foarte important ca prin intermediul presei să vadă poziția corectă, așa cum este în acest moment la Slănic Moldova. Iată, dragii mei, o situație fără precedent, cel puțin pentru noi care filmăm foarte multe UAT-uri, o situație fără precedent în care, cel puțin pentru anul acesta, pentru că în 2016 am avut o situație similară la Gura Văii. Dar știu că a doua ședință totuși consilierii au venit pentru că am arătat noi niște etichete pe masă și se vedea exact cine și cum a lipsit, cu numele și cu partidul de unde, pentru fiind an electoral trebuie să știe și lucrul ăsta. Dragii mei, o scurtă pauză publicitară și revenim cu o discuție un pic mai amplă în ceea ce privește proiectele de la Slănic Moldova, despre activitatea primarului și a celor care într-adevăr își fac treaba în această comunitate. La revedere!